Echipa de basket Steaua București pregătește o nouă versiune pentru sezonul 2019-2020. Proaspăt venit în Ghencea, tehnicianul Cătălin Burlacu a remaniat aproape complet lotul și, pe lângă americanii Kit Clanton și Ronnie Harrell Jr., a mai adus în această vară trei jucători străini. Sârbul Strahinia Jovanović, croatul Carlo Vragović și muntenegranul Radoslav Spasojević s-au adaptat rapid la cerințele noului club și sunt gata să facă o impresie bună încă de la primele partide. Am prieteni aici care mi-au spus că Liga Națională este una foarte bună. Am venit aici să încerc. Cred că este o alegere bună pentru mine. Nu pot spune foarte multe, dar cred că clubul este bine organizat și totul este ok. Înainte să ajungă în România, sârbul Strahinia Jovanović a trecut prin campionatele Austriei, Spaniei, Muntenegrului și Serbiei, iar experiența sa poate fi de folos formației roșalbastre. Este o onoare să joc la un club așa de mare precum Steaua, care are foarte multe trofee. Asta m-a făcut să nu stau pe gânduri când mi s-a propus să vin în România. După 3 ani la Bursaspor, croatul Carlo Vragović a lăsat Turcia pentru România și spune că este încântat că a venit la un club așa de mare precum Steaua. Am ales să vin aici datorită antrenorului care mi-a spus că are nevoie de mine, de un tip cu experiență care să-l ajute în teren. După 3 ani în Turcia mi-am spus că este o șansă bună să vin aici pentru că baschetul românesc este în progres, iar Liga Națională este un campionat bun. Atunci am zis, de ce să nu vin aici? Steaua București va debuta în noul sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin, grupa A, pe 12 octombrie, pe teren propriu cu CSM, CSU, Oradea.